Samsung Galaxy S20 Ultra, cel mai spectaculos telefon lansat de sud în acest an, suferă de o problemă semnificativă. Ecranul de 120 de Hz folosește masiv bateria, astfel că autonomia telefonului nu trece de 9 ore, relatează gadgetripor.ro. Una dintre caracteristicile de top ale noului smartphone Samsung Galaxy S20 Ultra o reprezintă ecranul spectaculos curat de refresh de 120 de Hz. Acesta oferă o imagine mai bună, mai ales în video, ideală pentru jocuri și filme. Numai că această rată de refresh dublă față de cea existentă pe celelalte telefoane consumă puternic bateria. Tom's Guide a efectuat o serie de teste care au comparat durata de viață a bateriei în funcție de cum este setat ecranul de 6,9 inch al modelului S20 Ultra la 60 de Hz și la 120 de Hz. Experții au măsurat nivelul de autonomie al bateriei de 5000 de mAh în timpul navigării continue pe web cu luminozitatea ecranului de 150 de niți. Testele comparative au arătat că acumulatorul de 5000 de mAh rezistă în medie aproximativ 12 ore în modul de 60 de Hz și 9 ore în modul de 120 de Hz. Samsung știe probabil acest lucru. Asta mai cu seamă că atunci când cumperi telefonul, acesta este setat automat în modul 60 de Hz și 3200 x 1440 de pixeli. Puteți seta telefonul, bineînțeles, manual la 120 de herți, însă vă recomandăm să faceți acest lucru doar când vă jucați, să vă uitați la un film pe Netflix. Vestea bună este că noile smartphone-uri S20, inclusiv modelul Ultra, au devenit primele telefoane care primesc certificarea USB Fast Charger oferită de USB Implementers Forum. Noile telefoane Samsung sunt primele smartphone-uri de pe piață care folosesc suportul pentru funcția PPS. Pe scurt, această funcție ar trebui să gestioneze mai eficient căldura emanată în momentul încărcării și să ofere astfel un regim de încărcare mai sănătos, astfel că bateria va ține mai mult.